Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea! Eu sunt Maia și astăzi vom face pizza. Vom face pizza cu rețeta mea proprie, pentru că am încercat o mulțime de rețete, nu mi-au ieșit și nici nu am abandonat gândul de a face pizza. Am continuat până mi-am făcut rețeta mea. Acum pizza mea este bună, aluatul îmi iese bine și vă dau și vouă rețeta pe care o fac eu pentru aluat. Pentru pizza noastră o să vă spun cantitățile. Pentru jumătate de kilogram de făină, eu am pus aici un kilogram pentru că mai vreau să fac și altceva și o să vă arăt când o să fac. Și avem nevoie de 500 de grame de făină pentru pizza. Avem nevoie de 15 grame de drojdie, 4 lingurițe de ulei, 2 lingurițe de sare, 1 linguriță de zahăr, 300 ml de apă și eu am pus un pic de untură. Untură care eu o cumpăr de la magazin pentru a da fragezime pizzei. Aceasta este făina pe care eu o cumpăr din magazin pentru pizza și cred că se găsește și în România. Iar aici este untura aceasta care tot la fel o cumpăr din magazin. E într-o cutie și se găsește, cred că și asta, dacă nu aveți în casă, se găsește tot la magazin, dacă cumpărați o cutie, o aveți tot timpul în casă. Punem zahărul peste drojdie. Punem 2 linguri de apă. Punem și o lingură de făină. Începem să cernem făina mai întâi. Punem în apă sarea, uleiul, și untura. Și amestecăm. După care facem o fântâniță în făină. Punem totul în făină. Punem și drojdia care a crescut, vedeți că a crescut frumos. Și începem să frământăm. Am frământat cât am putut în lighenaș. Acum îl punem pe masa de lucru și începem să-l luăm la frământat timp de 10 minute măcar. Până aluatul devine elastic. Trebuie să fie bun. Îl mai bătez și de masă din când în când, că el se face mai bine. Îl luați din toate părțile. Aluatul nostru este gata. Uitați cum este elastic, nu se lipește de mâini, nu se lipește de masă. Să știți că eu pe masă nu am pus nimic decât făină când l-am luat din lighean. N-am pus ulei, n-am pus nimic. Și l-am frământat un sfert de oră, mai mult de 10 minute, că dacă aveți răbdare și îl frământați mai mult, cu cât îl frământați mai mult, cu cât el iese mai elastic. Îl acoperim cu o peliculă.
ca să-i țină de cald. Și deasupra mai punem și un prosoper. Trebuie să fie cald în casă și el va crește în liniște și la căldurică. Acum că aluatul nostru a crescut frumos și face și beșici, uitați beșicile, o să rupem din el și o să facem alte gogoșele mici. Și o să le lăsăm din nou să crească deasupra platoului. A crescut frumos. Vede? Pentru topping avem nevoie de salsa aceea care eu am făcut-o și am pus-o în canalul meu de YouTube și o găsiți, salsa de roșii, prosciutto, mozzarella, crembuș pe care îi tăiem feliuțe, parmigiano, măsline și ciuperci. Vreau să vă spun ceva. Noi când mergem în pizzerie și mâncăm pizza, nu-mi place că în mijloc este moale și cu zeamă multă. Eu am pus ciupercile la scurs și chiar dacă le-am scurs, le mai strâng și în mâini, pentru că chiar dacă sunt scurse, uitați cum este zeama. Este zeama dinăuntru și zeama asta se lasă pe pizza și pizza se moaie. Mie nu-mi place să fie muiată. Le stoarceți bine. Eu pun un fir de ulei de măsline, nu mult, un picuț, cât să mânc hârtia. Nu mult, foarte, foarte puțin. După care luăm aluatul și începem să-l întindem cu mâinile. Întindem cu mâinile cât putem noi. Ia uitați, să face beșici deja. Cealaltă o fac cu toate condimentele. Asta o fac doar așa, că așa vrea soțul meu în seara asta. Asta este pentru el. Și acum punem mozzarella. E un fel de pizza margherita asta. Margherita simplă. Ok. Pizza noastră este gata și o băgăm la cuptor. La 250 de grade pentru 15 minute. Sau poate că se face chiar și mai repede. Eu am întins-o cât am putut cu mâinile. Nu folosesc deloc sucitorul, doar cu mâinile o fac. Și o fac și mai subțire, nu o fac prea groasă, că după aceea nu o să mai mâncăm pizza, mâncăm pâine. Acum este de ajuns. Prima dată o să fac o pizza mai simplă, pentru că soțul meu așa vrea, mai simplă. Și începem să punem salsa noastră, că de fapt asta îi dă tot gustul la pizza. Eu știu că asta îi dă cel mai bun gust. Facem și cea de-a doua pizza. Uitați cum sunt beșicele de la crescut. Începem să o întindem și pe asta frumos. Am dat hârtia cu un pic de ulei de măsline și începem să o întindem. Și pe asta, la fel ca pe cealaltă. Doar cu mâinile, doar cu mâinile. Că dacă îl lăsați la crescut după ce îl porționați, el crește și imediat se întinde. Ați văzut? S-a întins. Deja s-a întins pizza noastră foarte repede. Aluatul este foarte bun, elastic, imediat s-a făcut. Ok, am făcut-o, punem
salsa. Miroase așa de frumos salsa asta. Să o faceți, că este bună de pus în toate. Am întins condimentul și acum punem un pic de parmigiano. Punem mozzarella. Așa. Acum punem prosciutto. Eu prosciutto-l îndoi un pic dacă reușesc, nu știu. Dacă nu-l rup, că nu-mi place așa mare. Am terminat de pus și prosciutto. Acum punem un pic de ciupercuțe. Ok, și coastă. Punem un pic de crembuști. Și mai punem și câteva măsline și am terminat pizza noastră. V-am spus, sunt persoane care pun doar sucul care este în sticlă și îl pun așa crud, îl amestecă cu un pic de oregan și îl pun din sticlă. Mie nu-mi place așa. Eu fac salsa asta pentru că nici nu produce aciditate. Este și bună, că o fac eu în casă. Și îi dă și gust la pizza. Acum voi faceți cum vreți. Dacă vreți să puneți suc direct din sticlă, îl puneți. Mai punem un pic de parmigianul deasupra și am terminat pizza noastră. Pizza noastră este gata, așa arată. O băgăm la cuptor la 250 de grade pentru 15 minute. Dar voi vă uitați din când în când ca să nu se ardă. Și ne vedem mai târziu. Prima pizza este gata. Eu nu o las să se ardă prea tare pentru că soțului meu nu-i place. Dedesubt așa este. E făcută bine. Și acum urmează să și-o mănânce el. O tăiem. Acesta este un farfece de tăiat pizza. Pui când e bucătă. Am terminat și pizza a doua, așa este, este foarte frumoasă și pe dedesubt este frumoasă, nu este arsă. Iar acum o să începem să o tăiem. Frige, 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 o tăiem și o porționăm. Începem să o tăiem. Așa arată pizza noastră. A ieșit foarte frumoasă. Este foarte, foarte bună. S-a făcut bine și dedesubt. Nu știu dacă pot să o întorc să o vedeți, că eu nu o ard rău. Este foarte bună și sper să vă placă rețeta mea.
E foarte bună. Dacă v-a plăcut rețeta mea, nu se vorbește cu gura plină. Vă rog să vă înscrieți la canalul meu de YouTube, să lăsați un like și un comentariu. Cum vreți voi. Eu fac rețete mai mult și pentru voi. Pentru că eu în casă mereu fac lucrurile astea. Vă mulțumesc, vă pup și vă iubesc pe toți.